Delta Dunării este ca o ființă vie în care 30% este moartă. Îmi pare rău când aud vorbind despre Delta că este un paradis. Eu aș compara cu o găină care a făcut ouă de aur și a cărei gât este tăiat cu un cuțit care taie prost. Să o pierdem așa, Dumnezeu ne-a dat-o, dar noi trebuie să o protejăm, noi trebuie să o respectăm ca să o avem mai departe. Eu cred că e ceasul al 12-lea și nu știu dacă n-am trecut de partea cealaltă, pentru că văd că nu se mișcă nimic. Doar legile se mai schimbă. Că mai bag o taxă, că mai vreau permis pentru ceva, că mai... Deci niște chestii care omul să mai plătească niște bani. Există o dorință binecunoscută de a da tunuri pe teritoriul României, deci și pe teritoriul Deltei Dunării se păstrează această chestie. Schimbările acestea puternice care au intervenit în ultimele câteva decenii și pe la față de care am fost martor, mă întristează profund și încep totdeauna în asemenea ocazii că să mă gândesc la sfârșitul Deltei care se apropie văzând cu ochii. The first impression that I had of the Danube Delta was the vast expanse of sky compared to the rest of Romania. Even amongst wildlife watchers who travel all over the world, there's not much known about the Danube Delta. People aren't aware of what it brings. Poți fi fericit văzând păsările, văzând numărul lor care e impresionant. Nu atât de mare varietatea speciilor, cât abundența speciilor principale, a speciilor de apă. Aici este unul din ultimele refugii în care ele se mai pot reproduce în voie și să sperăm că refugiul ăsta va rezista. Delta este foarte agresată în momentul de față și de aceea tot cei care încercăm ceva, trebuie să facem în așa fel încât să găsim o soluție ca Delta să fie cumva protejată. Delta are din plin ce să te învețe, ce să-ți arate la orice ieșire, fie că este primăvară, vară, toamnă, iarnă. Este un adevărat Eldorado pentru orice biolog, pentru orice căutător de biodiversitate, pentru că în fiecare an se raportează noi specii. Nu e de mirare că este considerată a treia zonă din lume ca biodiversitate după Marea Barieră de Corali și insulele Galapagos. I think this is the most fantastic place. It's almost an untold story. Over Europe, there are many great heritage sites, but this is absolutely fantastic. It's unmissable. Dacă vrei să vezi păsări, vii în Delta Dunării. Ai niște surprize fantastice stând să urmărești o pasăre, să îi înveți un pic modul de viață. Yeah, the sights have been wonderful. The wilderness is fantastic. But what I wasn't expecting were the sounds. A cacophony of cormorants, the myriad of warblers, woodpeckers, the chorus of frogs, cuckoos everywhere you turn. And the moment that you turn off the engine of the boat in which you're travelling, suddenly you're assailed by enormous quantities and variety of sounds, and that really makes the experience special. So not just the sights, but the sounds. Îmi place tot în Delta. Chiar și salția cea căzută, chiar și bătrâna. Iarba aia care nu mai poți să mai treci de multe ori la început, care pornește și nu poți să treci nici cu barca prin ea. Toate au ceva așa care trebuie să fie acolo. To come here and to see this huge horizon
It's so big, and you can see, you know, on, if you stand on a small hill even, you can just see forever. And the smell is different, of course, the earthy smell that you get from wetland areas. And the temperature, of course, is a comfortable, humid, whatever it is, 30 degrees, I don't know. But such a contrast to coming from the UK as well. Rezervația Biosferei Delta Dunăre este un adevărat showroom al biodiversității omenirii. Este considerat un adevărat laborator viu în care întâlnim 30 de tipuri de ecosisteme, 5400 de specii de flore și faună. Este cea mai întinsă zonă de stufărișuri compacte din lume și cel mai important loc de migrație și habitat al păsărilor de apă din Europa. Biodiversitate pentru omul, pentru turistul de rând, înseamnă această legănare de stufuri imense, de stufuri, de vegetație de apă, nuferi, animalele, păsările, zicem așa, elementele primare care formează biodiversitatea Deltei Dunării. Și a zice că simbolul Deltei Dunării este pelicanul. Toată lumea care vine în Delta dorește să vadă pelicani. E o pasăre simbol a Deltei. Sunt mari. Sunt dintre cele mai mari păsări zburătoare din lume. Sunt specii rare pentru Europa. Sunt specii rare pe glob, mai ales pelicanul creț, o specie amenințată global. România are un procent semnificativ din populația globală acestei specii. Astfel, dacă ceva se întâmplă cu aceste puține colonii de pelican creț din Delta, 4 colonii, practic, atunci e posibil ca întreaga populație europeană să sufere o lovitură în urma căreia specia să nu își poată reveni. Cu adevărat, importante sunt speciile comune, cu un număr mare de exemplare, paza trofică. Practic, ce ar fi delta fără țânțari? Ce ar fi delta fără broaște? Ce ar fi delta fără pește sau speciile comune de pești, precum crap, știucă, atunci ar fi cu adevărat o problemă. Dacă o specie comună intră în declin, ăsta este un semnal de alarmă foarte puternic. Eu aș crede că Delta Dunării este în primul rând importantă pentru păsările de apă. Sunt păsări care cu greu își găsesc posibilități de cuibărire în, sau de hrănire în alte zone. Noi zicem, sunt banale, stârcii, egretele, pelicanii, cormoranii mici sau alte specii, ele sunt prea comune. Nu, ele sunt comune aici. Asta trebuie să știe oamenii, că nu sunt comune peste tot. Cel care le vede în Delta Dunării și tocmai de-aia este Delta Dunării importantă, pentru că aici aceste păsări pot fi comune. Este poate mai importantă pentru europeni decât pentru noi. Din 331 de păsări întâlnite aici, 313 sunt protejate prin Convenția de la Berna. Biodiversitate nu înseamnă numai păsări unice, habitate unice, insecte sau animale sau plante, înseamnă și om. Pentru foarte mulți dintre români, pentru care ecologia este încă un neologism, este, dacă vreți, o baltă din fundul curții, unde își duceau părinții copiii în tabere pe vremea comunismului și unde, dacă te duci cu o sticlă de vodcă, poți să obții de la locuitorii Deltei niște pește în schimb. La capătul acestui uriaș fluviu european, Delta apare ca o expresie a Marelui Fluviu și adună tot ce e mai bun
dar și tot ce este mai rău din Dunăre. Inițial, Dunărea era un fluviu scurt care pleca dintr-o zonă din Europa Centrală, trecea prin unde sunt acum Alpii și se vărsa într-o mare care începea în apropiere de Bratislava. Ulterior, cursul Dunării s-a întins, a ajuns până în sudul Ungariei, a străpuns zona de munte care noi astăzi o numim Porțile de Fier sau Cazane și a ajuns în Câmpia Română, a ocolit Horstul Dobrogean și în ultimii 10.000 de ani a umplut estuarul care acum s-a transformat în ceea ce se numește Delta Dunării. Inițial a fost un golf mare, golful Halmiris, el cuprindea și zona lagunară, practic, Razem Sinoe. Se presupune că a fost o scădere a apelor cu aproape 14 metri, moment în care, normal, fundul mării a apărut. Nisipul a fost suflat de vânturi și s-au format dune. În momentul în care a început din nou apa să crească, bara aceasta de nisip s-a comportat ca un fel de barieră care practic a încetinit cursul apelor și a favorizat sedimentarea. Delta Dunării este un teritoriu dinamic, foarte nou. În zilele noastre acest proces nu s-a finalizat. Ea avansează către Marea Neagră sau regresează într anumite zone. Orice delta, prin natura ei, nu? Este condamnată mai devreme sau mai târziu la pieire. E un fenomen firesc, colmatările, aluviunile, pământul începe să ocupe cât mai mult loc, lacurile se colmatează, apa devine mai mică, malurile devin cotropite de vegetație, în special sălcile care invadează orice locuri înalte. Deci acolo unde altădată era zonă umedă cu mlaștin sau cu ape scăzute, acum sunt păduri. Acesta este un destin pe termen lung al oricărei delte. Relația omului cu delta a început în timpurile preistorice, iar vestigele arheologice care există sunt singurele izvoare care vorbesc despre vechimea și formele de cultură ale civilizației neolitice de tip Hamangia, care a trăit aici între anii 5.000 și 3.000 înainte de Hristos. Dacă Delta Dunării ar fi avut pe cap doar civilizația neolitică, ar fi fost astăzi ok. Prima mare intervenție a omului asupra deltei a fost transformarea canalului Sulina din motive geostrategice și politice într-un canal navigabil. Când s-a intensificat acțiunea de exploatare a deltei Dunării din punct de vedere a resurselor naturale, a pescuitului, a recoltării stufărișurilor, în delta s-au creat canale cu dublu scop, de atât de a transporta aceste resurse în afara deltei, dar și a crea primenirea apelor din delta. Relația dintre om și delta s-a deteriorat continuu și a primit o lovitură serioasă și aș putea spune de grație, după anii 60, când concepția proletară a exploatării intensive a resurselor naturale a dus la îndiguirea a 100.000 de hectare, transformarea a 85.000 de hectare în amenajări piscicole, agricole și silvicole. Delta s-a micșorat cu 4.000 de hectare, iar populația deltaică s-a înrolat în activități industrializante cu consecințe uneori ireversibile. Ideile comuniste catastrofale despre această baltă din fundul curții României socialiste ajunseseră prin deceniul 6 la apogeul ideologic, prin care, de exemplu, Știuca era văzută drept un prădător ce trebuia exterminat, un dușman al clasei muncitoare, pentru că mânca foarte mult din peștele ei.
S-a încercat chiar să fac conserve speciale din carne de țigănuș. Bineînțeles că grefarea unei industrii întregi în zilele noastre și în Europa pe o specie de vânat migrator este iluzoric, în așa fel că a eșuat și această încercare, dar a rămas afectate efectivele de țigănuș, care și în prezent sunt puține. Procesul de exploatare de mentă al economiei socialiste multilateral dezvoltate ar fi continuat la ordinul personal al lui Ceaușescu, cu apogeul apocaliptic al asanării vasii totale a deltei Dunării, văzută de către conducătorii comuniști ca un fel de mlaștină bună de cultivat în folosul clasei muncitoare. Zona Cara Orman era preconizată să fie supraexploatată datorită zăcămintelor din nisipul Coarțifer, din zona acestui grind. Intervenția economiei planificate socialiste, care a adus nenumărate aberații ca fabricile de conserve, fabrici de nisip și adiacente și agricultură cu brazdă de 80 de centimetri, a fost întreruptă oarecum prin statutul nou pe care și l-a căpătat rezervația în 1990. Jacques-Yves Cousteau, în 1990-91, când a venit să vadă Dunărea și Delta Dunării, spunea: la câte i-ați făcut voi deltei, este un miracol că încă mai supraviețuiește. Cousteau, cu această ocazie, vorbea despre viziunea sa asupra protecției mediului și valorile pe care nu trebuie să le lăsăm de mână, spunând că fiecare țară are natura pe care o respecte și pe care o merită. Și ca să-mi ilustreze acest lucru, și-o scos din portofel o bancnotă a noastră din perioada respectivă, cea de 25 de lei cu peisajul industrial, și spune că dacă pentru noi aceasta este frumos și aceasta e important, atunci să ne gândim ce bancnote au alte popoare. Bancnotă care circulă prin mâini multor oameni, totdeauna trebuie să popularizeze ce este important, ce este frumos, ce este de reținut. Și uite ce aveți voi. Ea a fost declarată rezervația biosferei Delta Dunării pentru că era extrem de importantă ca zonă umedă. Interesul României e ca această zonă să rămână umedă cât mai lung timp. A fost declarată rezervația biosferei tocmai prin unicitatea ecosistemelor existente aici. Necesitatea protejării lor a dus la declararea acestei zone rezervația biosferei, ceea ce înseamnă un statut special de protecție, motiv pentru care a și apărut legea administrației rezervației biosferei Delta Dunării. Ce înseamnă asta? Înseamnă inclusiv un regulament de urbanism propriu, care să impună niște norme pentru absolut orice construcție din Delta Dunării, astfel încât să se respecte specificul deltei, legi speciale de protecție a fiecărui tip de habitat, legi speciale de protecție a avifaunei, a absolut tot ceea ce există în Delta. Încă o dată, nu există fără om. Rezervația ar fi trebuit să fie un model, un exemplu de cum să mulțumești și omul și natura. Un loc în care fiecare primește respectul cuvenit, un loc în care omul nu depășește capacitatea ecosistemelor de a se regenera și vede în ele o șansă a viitorului. Adică un model de echilibru, de măsură, căci sustenabilitatea înseamnă să găsești acea armonie
între nevoile oamenilor și asigurarea unui trai bun pentru aceștia și mai puțin exploatarea naturii. E greu de determinat, de decelat un pericol natural. În general, totuși, majoritatea amenințărilor sunt determinate de om. Într-adevăr, sunt unele incendii în delta, incendii în stuf, care sunt naturale. Arderi spontane ale gazelor de mlaștină, ale acumulărilor de metan. Mai sunt incendii provocate de trăsnete. Pe de altă parte, incendierile pe care le fac pescari, ei nu le fac întotdeauna din, hai să ne jucăm, de piromania. Ei consideră și pescarii într-un fel au dreptate că arzând acest stuf împâslit, căzut, ajută la regenerarea stufului, curăță apele, ajută ca peștele să circule mai bine în zonele respective. Dar partea cealaltă este cruntă, pentru că odată cu arderea asta necontrolată, dacă bate vântul, stuful poate să ardă pe oriunde, poate să meargă la distanțe la care nici nu te-ai așteptat. Ori incendierile ar fi trebuit să fie preluate cu responsabilitate de administrația rezervației Delta Dunării. Ei ar trebui să pună specialiștii să delimiteze zona în fiecare an. Nu poți să arzi, domnule, dăm foc la toată delta. Dar la 5 ani odată, în zona asta de atâtea hectare, putem să incendiem. Se poate izola zona, se poate stabili ziua, se poate vedea o predicție meteo ca focul să nu se extindă. Și atunci pescarii zic că ei își iau soarta în mâini și fac ei dreptate. Fapt care atrage după sine dezastre. Eutrofizarea este un fenomen natural de, să spunem, îmbogățire a apei în nutrienți, în vegetație. Dar atunci când, datorită aportului excesiv de nutrienți, azot, fosfor, în principal, din agricultură, această cantitate depășește un prag, apar exploziile algale. Pur și simplu, apa se înverzește. Apar prea multe alge și acestea consumă într-un timp foarte scurt cantitatea de oxigen. Și atunci toate organismele consumatoare de oxigen din acea apă mor, inclusiv algele câteodată. De asemenea, ritmul de colmatare excesiv este determinat de intervențiile umane în delta sau în amonte. Odată ce nu mai avem o circulație normală a apei pe toate canalele, automat dezvoltarea oricărei specii este periclitată. Și atunci este în atenția rezervației această activitate de decolmatare. Și an de an se investesc bani, se fac proiecte și se angajează firme care trebuie să decolmateze zonele. Cotele din ce în ce mai mari de viitură sunt determinate de intervențiile umane pe fluviu. Fluviu este îndiguit din ce în ce mai mult, nu mai are spațiu. Și atunci apa trebuie să iasă undeva. Dacă nu reușește să iasă în amonte, vine tot mai mult în aval. Vă dați seama că ritmul de aducere a speciilor invazive în felul acesta este accelerat. Dacă în 1991 Jacques-Yves Cousteau spunea despre Delta Dunării că este un amestec superb și oribil, lucrurile s-au înrăutățit în ultimii 22 de ani. Și există foarte multe cauze care afectează negativ habitatele speciilor de floră și faună existentă în Delta Dunării. Desecările care s-au petrecut în Delta Dunării, ele sunt extrem de periculoase, zic eu. După Revoluție a fost tot timpul ideea renaturarea, dar efectiv sunt încercări timide. Marile suprafețe rămân în continuare, fie terenuri agricole sau amenajări piscicole. Culmea este că de zonele agricole care au fost în trecut,
continuă să crească în delta Dunării. Zonele, amenajările piscicole, deci bazinele piscicole, sunt desecate în mod deliberat sub pretextul că nu sunt rentabile amenajările piscicole și sunt transformate în poldere agricole. Avem aceeași viziune exploataționistă pe care o produce, o exercită concesiunea Consiliului Județean în interiorul rezervației. Avem o lipsă de viziune pe termen mediu și lung. Toate zonele economice, de fapt, aparțin de Consiliul Județean. Și aici e exact așa, e ceva bicefal. Unde sunt două capete, întotdeauna există și presiunile politice sunt mari, rezervația încearcă să oprească, vă dați seama, una, două, hop, schimbăm guvernatorul. În zona mea nu e locul agriculturii aici. Nu este locul ei, nu știu, în delta. Deci în partea asta de Dunăre poate să facă câtă vrea și Dumnezeu să-i ajute, dar acolo nu e locul ei. Deci delta trebuie lăsată delta. Tot ce avem făcut în ultimii 40-50 de ani n-a făcut decât să exclude zonele cu ape mici, cu ape salmastre, practic marginea Razelmului. S-au tras un canal și s-au făcut bazine și s-a întrerupt ceea ce ar fi fost un mediu natural prielnic pentru foarte multe specii. Și de hrănire, locuri de hrănire și locuri pentru cuibărire. Delta Dunării are pe teritoriul ei ca zone strict protejate doar 50.600 de hectare din 550.000 de hectare, iar ca zone economice 306.000 de hectare. În mod normal, această titulatură zonă economică n-are ce să caute într-o rezervație de patrimoniu mondial. Adică în Yellowstone n-are nimeni tractor să facă agricultură în zonele economice. Deși este considerată cea mai mare zonă de reconstrucție și renaturare ecologică din lume, deși prinsă într-un plan de management pentru conservarea biodiversității, totuși s-au renaturat doar 15.000 de hectare. Speram ca măcar dorința aceasta de renaturare, dorința aceasta să funcționeze. Ori eu văd că nu se renaturează, eu văd că se denaturează în continuare. Deci se face mai mult decât a îndrăznit să facă, să zicem, comunismul. Cine câștigă? Cui folosește? Ce sume de bani câștigă Consiliul Județean din impozite, din taxe, din ce primește el, redevențe, ce are el de primit acolo pe an? Și se va vedea că nu știu dacă sunt 2 milioane de euro sau 1 milion de euro. Ei, stat la un stat ca România, ce înseamnă suma aceasta de bani pentru rămășița aia din paradisul pierdut? Marile poldere agricole de zeci de mii de hectare trebuie renaturate. Pentru că ele, practic, au răpit tocmai zonele acestea de hrănire pentru păsări. Într-un an în care apa nu a scăzut, venise august și apele erau tot mari, au fost ani în care stârcul de noapte și-a părăsit cuibul. Pentru că trebuia să parcurgă distanțe enorme de un loc unde există ape mici, unde se poate pescui sau poate să stea, și atunci a părăsit hrănirea cuibului, care îi lua prea multă energie și nu putea să o satisfacă. Renaturarea e importantă, în primul rând, pentru pești. Zonele mai înalte ale deltei Dunării, în trecut, erau zone predilecte pentru înmulțirea peștilor. Erau zone cu o vegetație ierboasă, curată, nu era mâl, nu era nămol, în care peștii se reproduceau. Deci, faptul că producția de pește a scăzut se datorează în mare măsură și acestor. Scăderea dintr-o dată a populației de pești determină schimbări. Păsările, chiar dacă nu mor, ele se duc, pleacă înspre zone unde mai bogate în hrană.
Asta e un ecosistem care a fost creat de-a lungul unor mii de ani. În sistemul ăsta noi am intervenit. Specificul deltei înseamnă pește, pește de foarte multe categorii, iar acum ajungem să spunem că nu mai avem suficient pește în delta. Nu știu dacă oamenii locului sunt cei care într-adevăr au diminuat această resursă piscicolă sau poate că au devenit mai lacom. Din anii 60 până astăzi, efectivele de pește raportate au scăzut de 10 ori. Avem un braconaj care a dus pur și simplu la extinția unor specii de pește și la aducerea altora în pragul extinției. Când eram copil pescuiam, era mult, mult pește. Deci când venea pescarul, era barca plină, plină. Acum era atât de mult pește atunci. Se pescuia cu plase tradiționale. Ei, acum plasele tradiționale nu prea țin de pește. N-aș putea să spun cu exactitate cum s-a ajuns, dar s-a ajuns la un înfiorător nu știu, sistem de distrugere. Chiar se merge până la braconaj electric. Se omoară, practic, peștele pe o rază destul de mare. Unul care prinde pește cu curentul, deci ăla și-a niște bani. Prinde pește, ia bani. Dar restul care sunt, au scule, pe unde a curentat ăsta, deci peștele nu mai vine acolo. Deci celălalt om stă cu scule în apă degeaba. Nu se mai prinde nimic. Nu atât că se omoară peștele matur, se omoară puietul. Sau pur și simplu sunt specii care sunt sterilizate în modul acesta. Un pește curentat, dacă vrei să scoți icrele, e plin de sânge și nu, deci nu e o icră care nu e bună. Deci ăla e primul semn că peștele curentat. Este foarte grea lupta aceasta cu braconierii. Este foarte complicată, cred că asta este cea mai complicată. Dacă printr-un regulament de urbanism reușești să impui niște norme în construcție, dacă prin diverse alte legi sperăm noi să reușim să impunem niște reguli în navigație, aici este mult mai complicat. Autoritățile, să vină civil, să iei o lansetă să pescuiască că se poate pescui și să vadă tot ce se face în delta. Ca așa dacă a trecut o salupă cu poliția delta sau imediat telefoane sunt, toți știe că sunt ăștia, deci vine și vede că e curat. Suprafața rezervației este de 580.000 de hectare. Pe o asemenea suprafață, noi avem 33 de agenți ecologi. Eu consider, și cred că nu numai eu, mult prea puțin. Nu au cum să acopere întreaga suprafață. Braconajul, de fapt, a luat din capul lanțului trofic pești mari. Iar importanța peștilor mari nu este doar pentru, să zicem, Rex Hunt, care nu vine în România să pescuiască pentru că nu poate să pescuiască în delta Dunării pești mari, ci are o importanță foarte mare pentru dinamica ecosistemelor subacvatice. Salvați Dunărea și Delta a și militat foarte mult pentru interzicerea pescuitului la sturion. Interdicție care, spre fericirea deltei, are loc din 2006 până în 2016. Sturionii din Dunăre, ca termen de comparație, au o vârstă un pic mai mare decât carpații. Ei continuă să existe pe Terra neîntrerupt de acum 200 de milioane de ani, sunt mult mai vechi decât oamenii. Sunt și animale indicatoare foarte prețioase, valoroase, importante, pentru că ei trăiesc în zona cea mai supusă poluării, zona de fund a fluviului sau zona de fund a mării. Fluviul aduce în el, prin afluenți, tot felul de elemente poluante, metale grele, pesticide care se fixează în sedimente. Și viața lor depinde de organismele care trăiesc pe aceste sedimente, chiar în primele stadii de viață. Stadiile lor din Dunăre depinde hrana de fauna de fund din Dunăre.
interdicția de pescuit pe 10 ani la sturionul sălbatic, pe care România, prima din Europa de Est, a luat-o în 2005-2006, ne propune ca un habitat al sturionului în care acest pește de milioane de ani poate exista în următoarele decenii. Efectivele de sturion sălbatic pe plan mondial sunt într-o scădere drastică și zilnică. Până când o să fie vânată, s-ar putea să fie și bracunaș. Vânătorii nu cunosc păsările, marea majoritate nu cunosc păsările, nu știu ce-i protejat, nu știu ce-i rar. Uneori își manifestă curiozitatea și le văd prin țeava puștii. Adică, ia să văd ce e, am tras ca să văd ce e, pentru că n-am mai văzut niciodată. Mai ales noua clasă de îmbogățiți care și-au arme, n-au frică de nimic, ca și trag în tot ce se ivește. Vânătorii nu sunt disciplinați și una din problemele pe care le-aș propune este aceea ca vânătorii să dea cu adevărat examene de vânători. Am avut un prieten medic în Germania și a învățat de 2 ani de zile să dea examen de vânător în Germania și îmi spunea colegi de-ai lui, medici, repetau a treia sau a patra oară, deci un om care a putut să facă 6 ani de medicină n-a putut să ia un examen de vânătoare legat de cunoștințele care se cer unui vânător. Eu din partea mea aș permite o vânătoare tradițională pentru populația locală din două motive. Odată că și legea înființării rezervației garantează drepturile populației locale la preocupărilor tradiționale, dintre care una este și vânătoarea. Adaug o chestiune că vânătorul tradițional nu face abuzuri, atâta împușcă cât consumă, nu comercializează, nu face din aceasta o industrie, spre deosebire de vânătorile organizate de câteva decenii, cu vânători invitați în alte țări care fac aici carnagii și din care se îmbogățește numai organizatorul, nici măcar localnicul, barcagiul. Este un caz știut din sfârșitul anilor 90, când poate cel mai mare rust, cea mai mare zonă de noptare pentru gâsca gătroșu era în fața cetății Istria, pe lacul Sinoie. Au fost cazuri când s-a intrat noaptea cu bărci cu motor și s-au împușcat gâștele pe apă care dormeau. Zona de odihnă a fost tulburată, din punctul meu de vedere, iremediabil. Marea zonă de odihnă de pe Sinoi a fost distrusă. Din acel an nu s-au mai întors acolo decât fragmentat. Niciodată nu s-a mai văzut un stol ca acelea din trecut care să doarmă pe Sinoie. În Delta Dunării n-ar trebui să se circule decât pe marile canale cu motor sau ar trebui să se circule pe micile canale cu motoare sub 40 de cai putere și în principal cu bărcile și canoele cu vâsle. Înainte nu erau motoare, nu era benzină, nu. Trebuia să tragă la rame, deci la vâsle. Și ca să meargă un pescar la locul de muncă, deci vreo 30 de kilometri, trebuia niște ore. După aceea pescuia tot așa. Deci era munca mult mai grea atunci. Acum avantajul este că măcar te deplasezi repede. Numărul tot mai mare de bărci cu motor în delta determină pe de o parte o eroziune accelerată, mai accentuată a malurilor. Dar poate nu acesta este cel mai mare pericol. Accesul acum în delta, în orice colț al deltei, este mult mai facil, este accelerat. Și, practic, ritmul de capturare, ritmul de utilizare a resurselor deltei de către locuitorii
de aici sau chiar și de către turiști. Este mult accelerat. Sunt pescar sportiv, prind o știuculiță mică și o eliberez, dar omor 5.000 de știuci până ajung să o prind pe ea. Mă duc cu motorul meu de 150 de cai și omor o tonă de pește până ajung să-mi prind știuculița aia mărâtă, căreia să-i dau drumul ca un pescar sportiv. Să nu mai accepte mers cu barca sub numele de excursie. Îi îndeasă în niște bărci imense, cu niște motoare uriașe, îi aleargă un pic prin delta și numesc asta excursie. Nu vă mai uitați numai înainte, uitați-vă și înapoi, ce rămâne în urma bărcii. Uitați-vă cum este tocat totul, cum delta este tocată mărunt de niște motoare care nu au ce căuta aici. Nu poți să scoți nici embarcațiune cu motor, pentru că există acest mijloc de transport, oamenii au nevoie de comunicare, dar să găsească și soluții pe canalele navigabile, iar în zona în care intri, în zona protejată, să intri cu motoare mai puțin poluate, eu știu, sau poate deloc, barcă cu vâsle. Adică poate o să ajungem la un moment dat când o să avem niște reguli clare stabilite și în delta. Este un proiect de hotărâre de guvern care va presupune un sistem de monitorizare al tuturor embarcațiunilor motorizate care există și care vor intenționa să intre în rezervație. Asta presupune că va exista un echipament aici la administrație, dar și la agenții ecologi din zonă, un echipament care va arăta în orice moment locul și viteza fiecărei embarcațiuni. Și atunci, având un regulament care impune în anume zone nu ai voie să circul cu o viteză mai mare de, plus de asta, interzicerea circulației pe timp de noapte, adică efectele ar fi în mai multe direcții. Pe de o parte, nu am mai avea viteja aceea care să circule cu 100 de kilometri la oră și să sperie toate păsările, să distrugă malurile, să creeze niște valuri, mai să răstoarne o barcă cu vâsle. Pe de altă parte, cum braconierului îi place foarte mult noaptea, îl vom putea vedea și când iese noaptea. Vom avea o imagine mult mai clară a numărului de embarcațiuni care circulă și cât de mult circulă. Deci efectele ar fi grozave. Modul de construire a imobilor este unul haotic și de prost gust, deși există un regulament de construcții și urbanism în delta Dunării. Vezi peste tot termopane, tablă, acoperișuri de moderne. Nu, pierit acel farmec al căsuțelor albe cu decorații albastre, cu acoperiș de stuf, localnicii le consideră învechite. Își doresc și ei să trăiască așa cum văd la televizor că trăiește lumea în altă parte. Poți să vezi cabane de munte, poți să vezi case, nu știu, de șez, de deal, de ce vrei tu, dar nu de delta. Eu nu la localnici aș vedea problema, ci a celor care sunt veniți din alte zone ale țării. După cum știți, s-a construit foarte mult în delta Dunării și în special sunt casele de vacanță și cred că responsabilitatea acestora vis-a-vis de mediul în care trăiesc nu este atât de mare ca a localnicilor. Noi am locuit în Tulcea, aveam serviciu, aveam un apartament închiriat și ne-am mutat să stăm o perioadă aici și ne-am cumpărat casă. Și de atunci, din 96, locuim aici. Ne-am refăcut casa, casa e făcută în 45, asta cealaltă în 62 și restul am mai reconsolidat noi. Am schimbat acoperișurile, gardurile, că erau vechi, erau... A schimbat culoarea, că era verde cu ceva, noi am vrut albastru cu alb.
După aceea au și vecinii și au schimbat culoarea, majoritatea. E specific totuși zonei noastre. Am avut niște turiști olandezi și mi-a spus că mi-aș fi dorit să-mi schimb, să-mi pun termopane, să... Mi-a zis, dacă tu îți pui termopane, eu de acum încolo nu mai vin la tine în curte. Să păstrăm așa cum e specific, cu stuf, cu tot ce e. Noi încercăm în ultimul timp să impunem un regulament în sensul că acoperișul trebuie să fie neapărat din stuf sau dintr-un material cât mai adecvat deltei. Clădirile trebuie să aibă o anume culoare, de asemenea să respecte specificul deltei. Unii și-au dat seama de greșeală, au început să repare, încep să vopsească, să dea cu alb, să spoiască. E un fel de ceva, dar când intri înăuntru, brusc îți dai seama că ești într-o cabană de lemn și nu e ce ai văzut de afară, te simți un pic înșelat. Turismul într-o rezervație ar trebui să fie eminamente ecologic. Adică ar trebui să, în loc de vânătoare, să avem birdwatching, în loc de cazarea în hoteluri mega luxoase și pline de bare de oțel, ar trebui să facă în case tradiționale la localnici. Vrem să promovăm Delta Dunării ca obiectiv turistic, dar ne-am dorit să ofere absolut aceleași condiții și aceleași facilități ca în orice metropolă. Nu se poate. Eu cred că tocmai aici ar trebui să insistăm. Turismul în Delta Dunării este un cu totul alt tip de turism. Delta Dunării, dacă are 100.000 de turiști într-un singur sezon, ea se deteriorează. Delta este un punct de atracție uriaș pentru aventurieri, pentru foarte mulți turiști care vor să campeze aici. Este interzisă camparea în Delta, mai puțin în locurile special amenajate. Mulți vor să viziteze Delta cu rucsacul în spate. Această categorie de turiști este de multe ori foarte prietenoasă cu mediul, foarte prietenoasă cu Delta, turiști civilizați. Dar nu li se dă oportunitatea. Tot timpul trebuie să fie ilegal, să campeze ilegal, practic. Aceste locuri sunt foarte, foarte rare. Poate în 2-3 localități și pe un spațiu prea mic. Nu reușesc să ajungă dintr-un punct în altul de campare pe jos sau cu bicicleta. Este o diferență uriașă între turiștii români și turiștii străini. Turistul străin vine aici să facă. Primul lucru de care se interesează este ce pot să fac în Delta Dunării. Clientul român vine în Delta să stea. Să stea la hotel, să bea bere. Nimeni nu întreabă cu ce barcă ne duceți, cât de mare e motorul, cât de ecologic sau de neecologic este. Distrugem ceva sau nu distrugem ceva în excursia noastră? Nu interesează. There are certainly threats to the Delta. You can see that simply by getting in a boat and watching fishermen extract fish, by watching motorboats steam past at great speed, potentially polluting the environment. So there are definitely threats to the Danube environment. Mulți dintre turiștii străini pleacă cu o impresie foarte proastă despre Delta Dunării, mai ales datorită factorului uman. Nu poți să faci un ghid dintr-un tip care e inert în fața naturii. Știu orice, numai păsările, prea puțin. Ori cum poți să vinzi ceea ce nu știi? Vinzi o mașină și nu știi nici măcar care este. Nu poți să faci un turism fără o educație, nu poți să faci un turism fără oameni școliți. Am încercat, am făcut și noi niște mici cursuri sau tot făcut pe aici, nu știu ce au mai făcut alții, dar am încercat să discut cu ei și le-am spus, oprește-te la distanța de siguranță. Cel care crezi că te va aprecia că l-ai dus cu botul bărcii exact în cuibul păsării,
și a fugit aia și s-a necat puiul sau ceva de genul ăsta, te înșeli. El te va judeca. Needucat, nepăsător la ce se întâmplă cu păsările. Turismul care poate fi făcut în Delta Dunării se impune a fi cât mai verde, cât mai ecologic, pentru că altfel în maxim 3 ani nu vom mai avea ce să facem. Modul de a face turism într-o rezervație trebuie să fie unul foarte disciplinat și foarte canonic. Exemplul meu preferat este că atunci când intri într-o rezervație, declar tot ce ai la tine la intrare și același lucru trebuie să-l faci și la ieșire. Nu se face turist pentru că noi ne lăudăm că avem Delta Dunării și cea mai frumoasă și un paradis. Paradis, paradis, dar până la paradis, vorba aceea, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. I think tourism here has to be handled very sensitively because there's the right sort of tourism, there's the wrong sort of tourism. What Romania is doing a little bit in the rush to catch up with Western Europe is to build and build and build and get really excited about bringing people here and, you know, in the mountains, chopping down trees, putting up ski resorts, building new hotels, putting new roads in. And this does do untold damage to that environment, and it won't last if tourism isn't handled sensitively. There is the capacity here, as there is in the Carpathian Mountains and in other places in this country, to bring people in a responsible way, to help them understand the fragile balance of the ecosystems here and to appreciate nature and appreciate these incredible landscapes without having too much of a detrimental impact on them. Eu cred că trebuie mutată propaganda în școli, în familie, în localități. Oamenii trebuie să înțeleagă, și mai ales localnicii Deltei ar trebui să înțeleagă că de prezența unui număr mare de păsări depinde soarta turismului aici. Unul dintre punctele de atracție esențiale pentru Delta îl constituie biodiversitatea și ea trebuie păstrată. Să dea acel, să zicem, sentiment de sălbăticie reală. În zona strict protejată, pădurea Letea, accesul este interzis. Oricine intră în zona strict protejată, în afara scopului de a păzi, de a monitoriza și cerceta în acest loc, este ilegal. Accesul cu automobile sau chiar și pe jos, în zona de dune, ca și în deșert, practic o urmă rămâne ani de zile. Poți să vezi urme de sezonul trecut sau de acum câțiva ani. E greu să pui la loc, e greu să refaci acea dună, să ștergi acea urmă. Dovadă fântâna lui Omer și cu duna celebră din apropiere. Toți turiștii se duc acolo. Duna este mai mică decât era înainte. If the concern is about ecotourism, that tourism is damaging the delta by people treading, as we have seen in the last few days, 100 people walking here in a specially protected area where no public access is allowed. If that is a concern, then there are possibilities for those involved in ecotourism to get together and form an association of responsible ecotourism agents who work with companies who bring clients from other countries, hence your international dimension, who also believe in ethical, socially responsible, environmentally aware tourism. Dacă îți place Delta, dacă îți place natura, asta te aștept să descoperi, viață, pe care nu ai cum să o vezi din viteză, dar din caiac, nu ai cum să distrugi ceva. Poți să pleci cu sufletul plin de amintiri foarte frumoase.
Delta Dunării, tocmai datorită lipsei de educație. Nu te poți apropia de păsări la o distanță, să zicem, care e frecventă în alte țări. Ridică mâna, fluieră, să vadă cum se ridică păsările sau sunt tot felul de nefericiți care cu motoare de mare viteză urmăresc păsările pe lac. Omul obișnuit nu-și dă seama că face rău și atunci e foarte intrigat și uneori devine agresiv dacă încerci să-i explici că tocmai a făcut, să zicem, un rău pentru lumea păsărilor. Noi trebuie să insistăm asupra ceea ce se cheamă birdwatch. Aș zice că birdwatching-ul este o alternativă la vânătoare. Protecția, știința, cercetarea nu se bazează numai pe specialiști. Specialiștii, dacă nu au o rețea de oameni pasionați, care au hobby-ul, nu poate să progreseze. Prima tabără la care am participat este ediția din 2002 și de atunci, cu excepția anului 2010, am venit în fiecare an. Pentru că îmi face plăcere să cunosc atâția oameni și să fac o oarecare propagandă acestui tip de sport, birdwatching, sau ca să nu numim sport o pasiune. Am dorit ca acești tineri să fie, aș zice eu, armata de rezerviști a rezervației. Deci ei să fie cei pe care poți să-i chemi în serviciu activ oricând. Ei, în primul rând, sunt iubitori ai naturii și iubitori ai frumosului. Deci aici, în birdwatch, există o curiozitate care poate să aibă o natură științifică, dar există și o curiozitate care are o natură, să zicem, estetică. S-ar putea să fie podalb. Da, uite, vezi, negru, așa, uite, cum a dorit, da, vine încoace. Vine încoace. În dimineața aceasta, împreună cu colegii noștri, am putut observa mai multe specii, dar am încercat să mă axez pe speciile comune, care pot fi, în final, recunoscute de mai mulți oameni, și anume sitarul de mal, Limosa limosa, lopătarii, Platalea leucorodia, în general specii care în această perioadă sunt în migrație din cartierele de cuibărit către zonele de iernare. Uitați și stârg galben aici. Doi stârg galben și o egretă mică. Ne-și dorim să vină oameni care să devină. Normal că aici e o cernere, mulți, nu toți vor fi ornitologi, nu toți vor fi mari birdwatcheri, dar eu cred că fiecare care a trecut printr-o tabără de ornitologie va păstra în suflet respectul pentru natură și pentru păsări. Cel mai important este ca astfel de acțiuni, cum este cea de aici, să se multiplice. De aceea noi chemăm cât mai multe centre de la Sibiu, de la Baia Mare, de la Brașov, În ideea de a dezvolta acest tip de acțiuni. Având în vedere că suntem în vecinătatea comunei Maliuc, întotdeauna am avut un grup de 15-20 de copii de la școală de aici și sunt copii care se reîntorc an de an și avem un feedback foarte bun. Zona în care ne aflăm noi acum e considerată o zonă economică, deși capitală. Gregar și în zona de cuibărire stau unul lângă altul. La inelări nu participă decât profesioniști, cei care au autorizație. Nu pot să ineleze, nu oricine poate să ineleze. Deci inelarea este o acțiune făcută numai cu o anumită licență. Dar este prilejul în timpul inelărilor pentru tineri să cunoască, să vadă cum arată o pasăre, vadă detalii pe care nu le vezi nici cu binoclu, nici cu luneta. În Anglia, țara poate că cea mai puternic din Europa, puternic în problema aceasta a iubitorilor de păsări, există membrii plătitori de cotizație ai Societății Regale Britanice pentru Protecția Păsărilor, peste un milion. Peste un milion, deci, de membri cotizanți.
Această tabără adună la un loc mai mulți specialiști din mai multe domenii ale biologiei. Deja avem participanți care vin a patra oară, pentru că delta este boală grea. Există acel proiect al lui Ivan cu canot, care este un proiect extraordinar. Dacă ar prinde la public, un lucru minunat pentru delta. Să poți să vezi delta în liniște este un privilegiu. Canot a venit de la acum 2 ani o idee și am zis noi să creăm o bicicletă a apelor, așa ne-a venit ideea, să creăm o bicicletă a apelor. Văzând și toată lumea cu bărci mari puternice, cu motoare puternice, distrugeau practic malurile și în ultimii 10-15 ani foarte mulți tineri din delta au uitat să mai vâslească, cel puțin le e rușine să mai vâslească, pentru că acum la modă este motoare cât mai puternice și atunci există această posibilitate de a atrage cât mai mulți să vâslească. Poate așa le trezim și tradiția de foști campioni, pentru că delta era și un izvor de campioni olimpici și mondiali. Și când am pornit ideea asta de a promova mișcarea asta cu barca cu vâsle, ne-am dat seama că de fapt nu aveam ce să le oferim celor care vin să se plimbe cu barca, pentru că tradiționala lotca nu prea mai există, plus că este o embarcațiune utilitară, greoaie, greu de manevrat, și atunci ne-a venit această idee cu canotca. Este o denumire inovatoare, nouă, o denumire între lotca românească și canoia tradițională, de aceea îi se spune canotcă. Are caracteristic luat de la lotcă, are forma, iar de la canoie s-a împrumutat tehnologia de fabricație. Este construită a fi cât mai ușoară și mai are o caracteristică, este construită astfel încât se poată deplasa cu canotca trăgând la pagaie. În acest mod, poziția omului care acționează pentru deplasare este cu fața către înainte. În curând sperăm să reușim să revigorăm tradiționala meserie de marangoz. Este o meserie frumoasă, pe lângă meseria de dulgher, e o specializare în plus de a construi și embarcații. Sunt foarte mulți oameni care încearcă, întreabă unde pot vâsle cu această embarcațiune. Noi sperăm să avem primul centru creat la Crișan, de unde iubitorii ai vâsletului în barcă să aibă posibilitatea să închirieze, să vâslească. Vom avea trasee specifice pentru așa ceva. Iar pe viitor noi avem un proiect, avem 11 centri, deci va deveni o infrastructură foarte bine organizată, de unde
avea posibilitatea să primească pachete întregi de trasee, de puncte de vizitat, de zone de locuit. Noi suntem convinși că cei care vor veni în acest gen de mișcare sunt deja oameni care țin la natură, sunt oameni care respectă și nu agresează. Problema e că nu există această dezvoltare economică între localități. E tot ce produc, adică tot ce câștigă de pe urma turismului, practic toți banii pleacă din localitate pentru că au nevoie de aprovizionare, au nevoie de... Și atunci ideea noastră ar fi să începem să-i ajutăm cumva să înceapă să producă în interesul local, adică tot ce produc ei să înceapă să se dezvolte economia locală. O cântare, să meargă peștele. Ia uite o proțapă aici. De ce? De plătică? De plătică, nu? Plătică, da. Cine a pregătit? Ștefan și cu Ivan. Atelierul am văzut ca pe o posibilitate de a valorifica atât mediul natural cât și cultura locală. Asta era o oportunitate, oricum și femei mai în vârste care totuși, uite, sunt în prag de pensionare și 9, poate ani cât le trebuie, că sunt multe care mai sunt, care știu. Și putem să și învățăm de la ele mai multe. Este și plătit bine, pentru că întotdeauna se știe, munca manuală este grea, într-adevăr. De-aia am zis că trebuie să și-ți placă, pentru că după aia nu mai simți că e atât de greu sau... Noi am identificat numeroase oportunități de dezvoltare și chiar un public țintă, suficient de consistent, un public de nișă, îndrăgostit cumva de ideile ecologice, dar și de cultura locală, oarecum implicat social, există și oameni de genul ăsta, mai ales din partea lor au venit comenzi de-a lungul timpului. Ai o satisfacție când știi că din mâna ta poți să păstrează sau poartă nu știu cine și trebuie să inventezi într-una, că-i vază de flori, că-i nu știu ce geamantan de picnic, că-i toate, deci îți vine prin minte ca să, ca așa să mergi doar pe un singur model, nu ai cum să... Delta nu-i moșia cuiva. Ea este un teritoriu al României care aparține tuturor românilor. And I think the responsibility isn't just Romanian. It is European, and Romania should expect that it should get a lot of help from Europe and the rest of the world to make sure that this amazing site flourishes. It is a fantastic example of a place that has sustained itself and will continue to do so as long as people respect it. And providing the pollution and the phosphates and the enrichment of the water through fertilizers, etc., and the littering and the various other challenges and poaching and things that are there that they need to be overcome, as long as these don't run away and get out of control, and I think that it will continue to be a place that Romania can treasure. Delta fiind natură, fiind și unica în Europa, cred că ar trebui să avem grijă de ea. Is this a place where playboys can race their motorboats, or is it somewhere that has to have priority given to fishing and to people who are living here? And I think there's a great debate publicly to be had
about these things. Primii consultați ar trebui să fie beneficiarii directi sau cei afectați de, în mod direct de adoptarea legilor respective. Niște oameni care trăiesc și se îngrijesc de cea mai importantă rezervație naturală a Europei ar trebui să fie în mod evident niște oameni privilegiați. Din păcate, nu toți știu că trăiesc în mijlocul unei comori care s-ar putea să nu mai existe peste 5 sau 10 ani dacă lucrurile merg în continuare așa. Eu am copilărit aici acum 50 de ani. Oamenii din zona ei știau singuri să-și protejeze, pentru că știau că astea sunt locurile lor, știau că e sursa lor de trai pentru viitor. Eu am văzut chestiile astea de mic, dar totuși mă uit, chiar din primăvară, se bătea ștuca. Mă uitam cum face varul să bate și după aceea începe carasul, crapul. Îl vezi, te bucuri, uite, deci merge mai departe chestia asta, deci nu s-a terminat. Deci e continuitate. Între natură și ei există o legătură pe care nu poate reglementa nimeni. Nu poate reglementa nicio lege, nicio idee, nicio inițiativă a cuiva care nu a fost niciodată aici, care n-a stat aici mai mult de o săptămână sau două în vacanță. Se fac de ani de zile tot felul de programe, de sensibilizare, de conștientizare, de... Oamenii locului nici nu le înțeleg. E foarte amuzant să vii în Delta Dunării, să filmezi, să fotografiezi pescari cu barbă și să nu fii interesat absolut deloc de ce știe omul ăla despre locul în care trăiește, de felul în care el și strămoșii lui au reușit să pună ordine în toate de așa manieră încât să nu scadă nici numărul de pești, nici numărul de păsări, nici plantele importante pentru Delta Dunării. Dacă vrem să salvăm Delta, trebuie să începem de la copii. Pentru că ei sunt cei care au un viitor și ei sunt cei care o vor putea salva. Peste tot în lume așa s-a început, prin educație. Cu siguranță este modalitatea și calea de a face ceva pentru a proteja. Pentru că dacă nu cunoști valoarea unui lucru, nu vei ști să-l protejezi. It's a process of education, not just for governments in how you invest and how you control, but it's an education of the people who are going to be using it. Copiii din Delta Dunăre trebuie să aibă o programă specială de ecologie. Deci ecologia să fie adevărată, copiii să înțeleagă de la vârstele fragede de ce ei unde trăiesc, de ce e asta interesant, ce atrage pe alții, care e viitorul. Ce poți face tu ca acest viitor să fie pentru tine și pentru familia ta mai plăcut? Dacă familia n-are respect pentru viețuitoarele din jur, dacă privește tot un prisma interesul, are interes numai pentru crap, pentru ștucă și borșul de pește, se duce de râpă tot. Era vorba de cormoran și de pelican care mănâncă pește și de asta nu mai există pește. Și copiii s-au dus acasă și au spus că nu este adevărat. Cormoranii și pelicanii nu fac rău, ba dimpotrivă. Eu am vrut să fac parte din cercul de ecologie, deoarece vreau să protejez speciile care sunt pe cale dispariție. Delta Dunării este importantă deoarece are o vegetație foarte mare și are foarte multe ecosisteme de sufăriș, de mlaștină. Eu aș vrea să fie cum este și acum, adică să rămână așa. Sau să nu existe pacunieri care să moară sturionul sau alți pești pe cal dispariție. Când vin turiștii, le arăt. Mă întreabă unele lucruri și eu le răspund. Sunt vegetație și e frumos. Cred că este foarte important să-l păstrăm așa cum este și Delta Dunării și Marea și, în general, tot ce avem frumos în țară. Delta Dunării.
Paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.